mulțumim pentru intervenția însuțitorul de pe care mi l-a transmis. Spuneam că cercetarea fascinantului de titanicului deopotrivă controversatului de peisaj publicistic intervedic așează cercetătorul într-o situație dilematică. De ce aceasta? Păi vedem că recertarea intervenicului românesc, peisajul publicistic românesc, mai ales problematicii acesta, controversa Pascaliei, strânește încă pasiuni polemici acide de la paje în subiectivitate și pe această temă permiteți-mi să apreciez în superficialitate. Cum de domnul lector universitar dr. Ionuț Butoi se află astăzi alături de noi, am să vă spun că intersectarea drumurilor noastre s-a produs pe terenul cercetării aceasta, deoarece domnul Ionuț Butoi este un cercetător asidu, deosebit de serios în ceea ce privește personalitatea lui Mircea Vulcănescu. Teza domniei sale de doctorat, Mircea Vulcănescu, doctor istorie a României interbelice, a fost receptată de foruri superioare, premiată și volumele care au urmat la fel de amvergură, citate de profesori din universitățile de peste granițe și așa mai departe. Mircea Vulcănescu, cum bine știți, da, de la conferințele pe care le-am ținut anterior, era prietenul foarte apropiat al lui Sandu Tudor. Sandu Tudor, putem să vorbim chiar de o prietenie analogică dintre Mircea Vulcănescu, pilduitoare, categoric, dar dintre aceste monumentale personalități. Cumva această întâlnire era inevitabilă. Îi mulțumim că a dat curs invitației noastre, că și-a asumat acest curaj, da? Că la fel, așa cum sunt convinsă că veți vedea, s-a așezat sub semnul responsabilității și onestității intelectuale în parcurgerea acestui demers de cercetare privind Pascalia românească. Și Mircea Vulcănescu și Sandu Tudor, că de asta și suntem astăzi în fața dumneavoastră, au fost implicați în campania pe care a inițiat-o Nae Ionescu în cuvântul pe această temă a schimbării de, sărbătoririi prăznuirii Sfintelor Pași. Prin urmare, din aceste direcții ne-am intersectat, chiar dacă fiecare dintre noi eu focalizam, sigur, din perspectiva lui Sandu Tudor și domnul Butoi din perspectiva lui Mircea Vulcănescu, de această dată am lărgit sfera cercetării, ne-am oprit asupra a două mari publicații ale vremii. Este vorba despre curentul și cuvântul, curentul pantijical, cuvântul lui Nae Ionescu. Evident că proiectul acesta, cunoașterea a ceea ce s-a întâmplat în interbelicul românesc, legat de controversa schimbării Pascaliei, se reduce la doar aceste două publicații. Dar, din lipsă de timp, și vă mărturisesc că, da, așa este, două luni în care am stat de luni până joi, de luni până miercuri, de la 8 până la 8 când se închide Biblioteca Academiei, am strâns materiale, articolele care au apărut, așa cum am spus, în cele două publicații de notorietate, de largă recetare, să știți. Se vindeau și curentul, chiar avea un tiraj și mai mare decât cuvântul lui Nae Ionescu. Prin urmare, impactul pe care îl aveau informațiile difuzate prin aceste două organe de presă era unul puternic, de anvergură. Este un proiect, așa cum am spus, care necesită timp. Sperăm pe viitor el să se continue și să fie interpretat tot din această perspectivă a onestității și responsabilității intelectuale. O să vă spun de la început ce nu o să facem în demersul nostru de cercetare. Nu o să operăm intenții de judecată. Nu o să aducem argumente
care să se vrească unor idiosincrazii identitare sau confesionale. Suntem interesați, așa cum am spus, să ne situăm în cercetare, să cunoaștem, să reușim să găsim răspunsurile la acele întrebări care să ne ferească de interpretarea superficială, subiectivă, care să ne țină departe de derapajele care au vrem, nu vrem, da, prin contemporaneitate suntem la curent cu aceste polemici acide și mai grav, pe termen lung se pot produce și efecte care au avut loc în Interbelicul Românesc, schisme. Să lăsăm pe domnul lector universitar, doctor din Universitatea din București, Ionuț Butoi, să-și prezinte prelegerea. Vă invităm!